Aro Câmpul Lung, o fabrică uriașă din care au plecat sute de mii de vehicule în toată lumea. O fabrică în care au lucrat și 15.000 de muncitori. Mândria României transformată într-o ruină în doar câțiva ani. Un nume care i-a sărăcit pe mulți și a făcut miliardari pe alții. Un nume care a născut afaceri și a hrănit partide. Renault a vrut să preia Aro, nu Dacia. Țiriac a fost trimis de Mercedes să cumpere fabrica, dar muncitorii l-au huiduit. Lobby cu generali, miniștri și prim-miniștri ca să salveze fabrica. Aro 244 traversează traseul Rubicon din Sierra Nevada în Statele Unite. A câștigat raliul Paris-Dakar. Fabrica a fost vândută în cele din urmă pentru $150.000 unei firme de apartament. De la al treilea vehicul de teren vândut în lume la mormane de rugină. De ce a ajuns pe butuci Aro? Aflați doar la culisele statului paralel. Anca Alexandrescu, de la ora 18:00.